asta acolo, aici. Vă rog. Da. Și doamna secretar, vreau să-mi spuneți ceva. Dacă toată lumea este prezentă... Eu am... Din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, constituirea Consiliului Locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect. Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, prefectul județului Bacău a emis ordinul numărul 146 din 21.06.2016, prin care a convocat Consiliul Local al orașului Comănești, ales la 5.06.2016, în ședința de constituire, programată pentru azi, 23.06.2016. Din partea instituției prefectului județului Bacău, este delegată doamna consilier Marea Mioara. Din cei 19 consilieri aleși, sunt prezenți 19, ceea ce înseamnă mai mult de 2/3, astfel că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Mulțumesc! Mă ridic. Păi ce că am venit așa de târziu să mai stau și pe scaun. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, tocmai m-a prezentat doamna secretar. Vreau să fac următoarea precizare. Eu particip la această ședință pentru că prefectul județului Bacău, domnul Vica Ioan, m-a mandatat să particip la ședința aceasta de constituire a Consiliului Local al orașului Comănești. În continuare, voi da citire ordinului prefectului județului Bacău, numărul 146, din 21 iunie 2016. Ordin privind convocarea consilierilor locali, declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, pentru ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău. Acest ordin a fost emis în temeiul următoarelor prevederi legale. Prevederile legii administrației publice locale, respectiv legea 215 din anul 2001, prevederile legii numărul 393 din anul 2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile ordonanței guvernului numărul 35 din 2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor locale și, desigur, prevederile legii 340 din 2004 privind prefectul și instituția prefectului. În baza acestor prevederi legale a fost emis acest ordin. Articolul 1. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Comănești, județul Bacău. Ordinea de zi a ședinței este următoare. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 3.
depunerea jurământului de către consilierii locali, ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. Și 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Semnează prefect Ioan Ghiga. Acum, domnule președinte, vă rog să preluați lucrările. Înainte de începerea ședinței, țin să vă anunț că la ședința noastră participă domnul președinte și locuitor al circunscripției, al biroului circunscripției electorale numărul 5 Comănești, judecătorul delegat domnul Dari al președintelui judecătoriei Moinești, conducători de instituții și organizații economice în orașul Comănești. Consult consilierii dacă sunteți de acord ca la ședința noastră să participe invitații. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Mulțumesc! Trecem la primul punct al ordinii de zi, alegerea Comisiei de Validare, în conformitate cu dispozițiile articolului 35 alineat 2 din legea 215 pe 2001, așa, pe 2001, consilierii aleg din membrii lor pe perioada întregului mandat o comisie de validare formată din 3-5 membri, ținând cont de numărul de consilieri ai Consiliului nostru local, propun ca din comisia de validare să facă parte 5 persoane. Vă consult, cine este pentru 5 persoane? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Înainte de a se trece la alegerea membrilor, trebuie să președinții, scuzați, am emoții, trebuie să... Da. Nu. Grupurile parlamentare trebuie să-și aleagă șefii grupurilor parlamentare care vor face propuneri. Așa. Da. Să trecem la propuneri. Așa, trecem direct la propuneri. Vor fi supuși la vot în funcție de propuneri. Cine? Face prima propunere. Domnul consilier, deci, poftiți. În calitate de purtător de cuvânt al grupului PNR din cadrul Consiliului Local, fac următoarele propuneri pentru Comisia de Validare. Propun ca din această comisie de validare să facă parte domnul consilier Lazar Costică, doamna consilier Șișca Maria Laura și o autopropunere la Ic Robert. Din partea PNL-ului am făcut propunerea. Celelalte două propuneri din partea PSD sunt Vaslovanu Ștefan și Popa Florin. Supunem la vot propunerile făcute. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Da, cu această ocazie a fost aprobată prima hotărâre din ordinea de zi a Consiliului nou ales. Așa. El nu i-a ales.
Comisia de validare trebuie să se retragă, dar înainte de asta trebuie să propunem să-l întrebăm pe domnul primar. Da? Deoarece se află pe lista consilierilor locali PNL și să semneze declarația de renunțare. Renunță la funcția de primar sau de consilier local. Așa e legea, noi se... Pentru că... dacă permiteți. Pentru că am fost ales și pentru funcția de consilier local și pentru funcția de consilier județean, am optat pentru a rămâne ca și primar al orașului Comănești. Deci mi-am dat demisia din cele două funcții, de consilier județean și de consilier local. Drept pentru care acum am semnat sau semnez în fața dumneavoastră demisia din funcția de consilier local și iar ieri am depus demisia pentru funcția de consilier județean, al Consiliului Județean Bacău. Vă mulțumesc frumos! Deoarece... Am prezentat acum demisia din funcția de consilier local. Deoarece mai avem, deoarece domnul primar a renunțat la funcția de consilier local, pentru locul rămânând vacant, locul dânsului va fi luat de un consilier supleant din partea PNL-ului, doamna Șișcă Laura. Da, da, da. Șișcă Maria Laura. Da. Vom preda dosarele Comisiei de Validare pentru validarea legalității. Rog Comisia de Validare să se retragă, să-și aleagă președintele și secretarul. Și pentru concursul validării la concursul l-am ascult în pauză. Acum am scurtă pauză, dacă dorim să mai ieșim din sală. Raport privind examinarea legalității alegerii consilierilor la LGP din 5-6-2016. Comisia de validare aleasă prin hotărârea numărul 1 din 23-6-2016 a Consiliului Local al orașului Comănești, format din președinte Laic Robert Constantin, secretar Șișca Maria Laura, membri Lazar Costică, Vașodanu Ștefan, Popa Florin. În conformitate cu articolul 31 din legea 215/2001 privind administrația public locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a procedat la verificarea legalității alegerii consilierilor în alegerile locale din 5 iunie 2016 pe baza proceselor verbale încheiate de Biroul Electoral de Circumscripție și a dosarelor de depunere a candidaturilor, constatând următoarele. În orașul Comănești, în copiile de pe lista electoral permanent, în listele electorale suplimentare și în extrasul folosit la examinarea votului prin urna specială, au fost înscriși 20.034 de alegători. S-au prezentat la urne 8.827 de alegători. Voturi valabile exprimate pentru Consiliul Local, 8.423. Pe formațiuni politice, rezultatul votului a fost următorul. Uniunea Națională pentru Progresul României, 162 de voturi. Partidul Național Liberal, 5.818. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 308. Partidul Social Democrat, 1895. Partidul Social Românesc, 240.
Comisia de validare a luat act de următoarele. Declarația domnului Miron Viorel, care renunță la funcția de consilier în Consiliul Local, ca urmare a validării în funcția de primar. Drept urmare, a fost verificată legalitatea alegerii consilierului următor de pe lista PNL în persoana doamnei Șișca Maria Laura. Modificările precizate mai sus s-au făcut cu respectarea articolului 93, aliniatul 9, din legea 67/2004, cu modificările ulterioare. În urma centralizării voturilor, Comisia Electorală a circumscripției numărul 5 Comănești a repartizat următoarele mandate. Partidul Național Liberal 14 mandate, Partidul Social Democrat 5 mandate. Propunem Consiliul Local al orașului Comănești să valideze mandatele consilierilor aleși pe 5 iunie 2016, după cum urmează. Partidul Național Liberal, Ciobanu Adrian, Laic Robert Constantin, Anastasiu Constantin, Alboaie Simeon, Adam Georgeta Roxana, Gheorghe Ion, Cosma Florin, Darie Irinel, Albu Liliana, Caloianu Emilia, Lazar Costică, Șopârtoc Teofil Cristinel, Balaș Monica și Ișca Maria Laura. Partidul Social Democrat, Ardeleanu Tomița, Budacă Vasile, Dobrescu Mihail, Vașlovanu Ștefan, Popa Florin. Rugăm Consiliul Local ca prin vot să valideze mandatele consilierilor menționați mai sus și să declare legal constituit Consiliul Local al orașului Comănești, ales la 5 iunie 2016. Cu această ocazie am trecut la punctul 2 din ultimele zile. Voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, așa cum a propus Comisia de Validare. Fac precizarea că, potrivit articolului 31, alineat 35 și 5 din legea 215/2001, validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin vot deschis, iar persoana a cărei vot mandatul a fi supus la vot nu votează. Și trecem la vot. Domnul Ciobanu Adrian. Ciobanu Adrian. Cine este? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mandatul domnului Ciobanu a fost validat. Laic Robert Constantin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Laica. Anastasiu Constantin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului a fost Anastasiu. Adam Georgeta. Alboaie Simeon. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Alboaie. Adam Georgeta Roxan. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Adam a fost. Gheorghe Ion. Domnul Gheorghe Ion. Cine este pentru?
Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ce mandatul domnului Gheorghe a fost validat? Cozma Dorin? Florin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ce mandatul domnului Cosma a fost Darie Irinel? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Și mandatul domnului Darie a fost Albu Liliana. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul doamnei Albu a fost validat. Caleanu Emilia. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul doamnei Caleanu a fost validat. Domnul Lazar Costică. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Lazar a fost validat. Domnul Șopârtoc Teofil. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Șopârtoc a fost Balaș Monica. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul doamnei Balaș a fost validat. Doamna Șișcă Maria Laura. Șișca. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul doamnei Șișca a fost validat. Ardeleanu Tomita. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Ardeleanu a fost validat. Domnul Budagă Vasile. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Budagă a fost validat. Dobrescu Mihail. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Poftim? Domnul Vașlovanu Vasile. Ștefan, pardon. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și domnul Vașlovanu a fost. Și mai Popa, domnul Popa Florin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și mandatul domnului Popa. Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Orașului Comănești la data de 5.06.2016. În conformitate cu au fost validate mandatele celor 19 consilieri, așa și în conformitate cu articolul 32 aliniat 1 din legea 215/2001, consilierii validați vor trece la depunerea jurământului. Procedura va fi următoare. Se nominalizează în ordine alfabetică fiecare consilier care se va prezenta la locul înainte stabilit. Așa va pronunța jurământul, va pune mâna pe Constituție și pe Biblie, așa, și va semna jurământul în două exemplare. Rog asistența ca în timpul citirii jurământului să se ridice în picioare. Mulțumesc.
la asistență. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tabelul tot dumneavoastră se ia, doamna secretar. Așa. Consilierul care se aude strigat vine aici în față și pune mâna stângă pe Constituție și pe Biblie. Dacă aveți o altă credință, doar pe Constituție. Da? Și pronunțați cuvântul jur. După care se vor semna cele două exemplare ale jurământului. Vă rog. Doamna Adam, Georgeta, Roxana. Jur. Jur. Domnul Ardeleanu Tomița. Jur. Domnul Budacă Vasile.
Jur. Caloianu Emilia. Jur. Se jure cu mâna dreaptă, cu mâna cu care faceți cruce. Sunteți creștini ortodoxi. Orice jurământ se face cu mâna cu care se face cruce. Așa e și în justiție. Felicitări. Domnul Ciobanu Adrian. Jur. Domnul Cosma Florin Ionuț. Jur. Domnul Darie Irinel. Jur. Domnul Dobrescu Mihail. Jur. Domnul Gheorghe Ioan. Jur. Domnul laic Robert Constantin. Jur. Domnul Lazar Costică. Jur. Domnul Popa Florin. Jur. Doamna Șișca Maria Laura. Jur. Da?
Brâșov Bârtoc Teofil. Jur. Vajlovanu Ștefan. Jur. După validarea mandatelor și depunerea jurământului, declar de cei 19 consilieri, declar legal constituit Consiliul Local al orașului Comănești, adoptându-se cu această ocazie a treia hotărâre de la punctul 3 din ordinea de zi. Cu această ocazie vă doresc o activitate rodnică pentru binele locuitorilor orașului Comănești, care ne-au acordat de plin alor încredere. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în conformitate cu dispoziția articolului 35 aliniat 1 din legea 215/2001, Consiliul Local Legal Constituit alege din rândul membrilor săi un președinte de ședință care va conduce ședința până la sfârșit. Cine face propuneri pentru președinte de ședință? Ca de obicei, propunătorul șef. O propun pe doamna consilieră Albu Liliana. Să punem la vot cine este pentru ca doamna Albu. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă invit pe doamna Albu să preia lucrările ședinței, apoi ce vreți. Trei consilieri locali, cel mai în vârstă consilier și cei doi tineri consilieri care au asistat președintele. Succes! Doamna președintă, vă poftiți să preluați lucrările ședinței. Aveți un dosar pregătit. Da, și să deschidem de acolo, de unde... Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea dumneavoastră de a fi primul președinte de ședință ales de nou Consiliu și vă asigur că am să conduc lucrările ședinței numai în spiritul legii și a normelor democratice. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Prezentarea validării și depunerea jurământului de către primarul orașului Comănești. Dau cuvântul domnului... Doamne, Ana, da? Da, Ana. Da. Deci este prezent domnul meu președinte, da? Vă rog, poftiți, prezentați dumneavoastră. Doar dacă nu erați dumneavoastră, prezentam eu. Judecătoria Mâinești a fost investită cu cererea biroului electoral, biroului circunscripției de votare numărul 5, biroul circunscripției locale, scuze, numărul 5 Comănești, cu cererea de validare a câștigătorului rezultă scrutinului din 5 iunie, respectiv domnul primar în funcție, Viorel Miron.
Dosarul instanței a fost 2722/260/2016. Completul C12 a doamnei judecător Luminița Gabriela Negri, care urmărim prevederile la 2215/2001 și rezultatele scrutinului din 5 iunie 2016, hotărăște. Validează alegerea domnului Miron Viorel din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Comănești, județul Bacău. Pentru îndeplinirea acestei prevederi, vă rog să vă ridicați și îl invit pe domnul Viorel Miron să depună acest jurământ care va se da în fața mea. Subsemnatul Miron Viorel, primar al orașului Comănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 60, aliniat 1, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Comănești următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Faptul că am fost ales cu un număr atât de mare de voturi demonstrează acest lucru și totodată demonstrează că am fost răsplătit pentru munca și efortul depus în toată această perioadă, pentru tot ceea ce am făcut în orașul nostru, pentru proiectele pe care le-am derulat și care sunt încă în derulare, și sunt încântat de acest lucru, de faptul că, într-adevăr, locuitorii orașului știu să aprecieze și să răsplătească eforturile și munca depusă, atât a mea ca primar, cât și a echipei de consilieri care am administrat orașul Comănești. În această perioadă, spunem noi că o perioadă grea, am trecut perioade grele mereu și în momentul acesta, în perioada preluării mandatului al patrulea, la care mă aflu eu acum, ca și primar al orașului Comănești, pot să spun că trecem prin perioade foarte grele. Dar, împreună cu o echipă alături și împreună cu un oraș întreg care este alături de mine, a putut să se vadă această solidaritate
a întregii echipe și a întregului oraș atunci când am avut necazurile cele mai mari, când am fost pe diguri, pe faleza orașului Comănești ca să apărăm orașul de inundații, când am fost pe munte, acolo unde a început să curgă muntele la vale și să vină peste case, iată că am avut acest sprijin și prin, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul echipelor formate în jurul meu, de cetățenii orașului, de consilieri locali, echipele care au fost alături de mine din partea primăriei orașului nostru, pentru că multă lume nu știe că tot ceea ce se întâmplă în orașul nostru se datorează faptului că am putut să facem o echipă foarte bună și unită și strânsă din partea primăriei orașului. Legislativul, consilierii locali, sunt aceia care votează ceea ce primarul propune spre a se înfăptui în orașul nostru. Sunt mulți cetățeni care nu cunosc acest lucru și își închipuie că consilierul își ia cizmele în picioare și ia sapa și începe să curețe șanțul din fața proprietăților dânșilor, neștiind că, de fapt, acest lucru se realizează după ce primarul propune un act legislativ, propune o hotărâre locală și Consiliul Local aprobă acea hotărâre, după care este pusă în aplicare prin grija primarului și cu echipele pe care le avem noi din cadrul primăriei orașului Comănești. Există o întreagă echipă sau mai multe echipe, echipe întregi care lucrează pentru a înfăptui și pentru a pune în aplicare ceea ce noi ne propunem și ne dorim pentru binele comunității noastre. Așa cum am jurat adineori și am spus, dorim să facem tot ceea ce ne stă în priceperea și puterile noastre pentru binele comunității orașului Comănești. Sunt multe de spus, dar a fost o zi destul de lungă și nu aș vrea să vă țin prea mult. Iată că am avut ocazia să vedeți că orașul Comănești, locuitorii, prin votul lor, ne-a dat această putere, mie ca primar, Consiliului Local, ca și număr de membri în Consiliul Local, de data aceasta am fost ales 14 membri în Consiliul Local din partea Partidul Național Liberal, partid din care fac parte și pe care cu onoare îl conduc din anul 2004. Din anul 2004 am intrat în administrația publică, dar eu vin mai din urmă, din anii 2001-2002. Și iată că și de data aceasta, orașul Comănești a hotărât ca să am o echipă alături de mine și să pot lucra în continuare. Echipa PSD a obținut la această alegere 4 consilieri și al cincilea a fost luat prin redistribuire. Deci, al cincilea consilier la PSD este și cu voturile rămase necomplete de la noi, de la Partidul Național Liberal. De asemenea, vreau să mulțumesc echipei tinere care a fost și care este alături de noi. E vorba de cei doi consilieri care ați văzut astăzi aici la masă, care au asistat președintele de ședință. Președintele de ședință, conform legii, este cel mai în vârstă consilier din cadrul Consiliului Local ales, în speță fiind domnul Dobrescu din partea partidului de PSD și cei doi mai tineri fiind din partea PNL-ului, domnul Adrian Ciobanu și domnul Cosma Florin. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului viceprimar al Boaie, Simion, care a fost alături de mine în toată această perioadă și chiar dacă trece prin clipe grele, în momentul acesta face parte, este chiar persoana care a fost evacuată din zona de calamitate, unde urge dealul pe cetățenii de acolo și domnul Boaie, domnul viceprimar, este una din persoanele afectate. Și este foarte greu, trece prin niște perioade foarte grele. Vorbeam cu soția mea într-o dimineață, zice, dacă mă pui pe mine acum, nu mai să-mi eliberez lucrurile din cămară. Atât. Și
Îmi vine să o las, dacă știu numai câte lucruri am în cămară de scos din casă. Dar oamenii aceștia și-au scos toate lucrurile din casă, nu mai au nimic. Atât a rămas sticla pe casă și porțile în locul lor și acele blindate. Scos totul absolut din fiecare cameră, din fiecare colțișor al casei. Sperăm că Dumnezeu ne va ajuta să putem trece și peste acest lucru. Pericolul nu a trecut nici de cum. A curs la vale deocamdată o treime. Deci nici jumătate din deal nu a venit până în momentul acesta. Doar poate o treime, un sfert. Cantitatea mare de munte care stă să plece și este plecat. De acum este posibil în orice clipă să plece și să întâmple orice fel de nenorocire sau catastrofă. Pot să vă mai spun un secret. Bunicul meu, împreună cu bunicul domnului Alboaie, au lucrat împreună în anii 1930-1935 în suteran, în mina Comănești, mina noastră de aici, și îmi spuneau cunoștințele noastre și domnul Alboaie că intrau în mină lunea și se întorceau acasă sâmbătă, își luau în care la ei și lucrau o săptămână fără să vină acasă. Aș putea spune că după 85 de ani s-a întâmplat ca dacă cei doi bunici ai noștri au fost prieteni și au lucrat împreună acolo, s-a întâmplat ca acum să lucrăm împreună la aceste nenorociri și să stăm la poalele muntelui, noapte de noapte, să vedem ce putem face. Să dea Dumnezeu să putem să învingem și să putem să mergem mai departe. Vă mulțumesc frumos pentru toate. Odată de pe jurământul, mandatul domnului primar Miron Viorel se exercită pe o perioadă de 4 ani, începând în acest moment. Și profit de acest prilej pentru a-l felicita, urându-i putere de muncă, sănătate și realizarea tuturor obiectivelor pe care și le propun. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Comănești. În conformitate cu dispozițiile articolului 57, alinia 3 din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local alege din rândul consilierilor viceprimarul, care își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizații aferentă acestui statut. Articolul 57, aliniatul 1 din legea 215/2001, privind administrația publică locală modificată, prevede că localitatea noastră are un viceprimar. Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, pe bază de buletin de vot, se arată buletinul de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care vă veți exercita votul secret prin înscrierea cuvântului DA în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat. Dacă cuvântul DA apare în interiorul a 2 patrulatere, buletinul de vot este nu. După exprimarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales consilierul care a obținut votul majorității membrilor ce compun Consiliul Local, respectiv minim 10 voturi. Dacă niciun candidat nu a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur la care participă primii 2 clasați din primul tur și se declară câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 10. Având în vedere cele prezentate, vă rog să faceți propuneri. Domnul consilier Lae Constantin, vă rog. Consilierii Partidului Național Liberal doresc să-l propună pentru funcția de viceprimar pe cel mai tânăr consilier al lor, pe Adrian Ciupan. Supunem la vot pe domnul consilier pentru a fi înscris.
Pentru a fi înscris pe buletinul de vot, domnul Cioban Adrian. Propunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Pentru că există o pauză, dacă permite să vă mai completez câte ceva, se formează o mică pauză cât completez aceste buletine de vot. 19 durează vreo câteva minute. Vreau să vă spun că aseară am avut o ședință la noi, la PNL, pentru a discuta legătură cu funcția de viceprimar, pentru că domnul Boia a refuzat să mai continue. Dacă era după mine, puteam să continuăm și nu se punea în discuție că domnul viceprimar Alboaie nu putea să continue din partea noastră, din punctul nostru de vedere. Dar domnul viceprimar, din motivele dumnealui și în situația în care se află acum, a spus că nu mai poate merge și cedează funcția și a făcut treaba cu vârf și îndesat. L-a chemat pe Adrian Ciobanu, care nu era la ședință din cauza că era ora 8 și jumătate, 20:30. Și domnul Adrian Ciobanu se afla în Zăvoi la repararea acelor gaighere, canale de colectare a apelor, pentru că constructorul, în grabă, când a lucrat toate aceste asfaltări, nu în toate locurile apa se scurgea către aceste canale colectoare. Și a trebuit să-l chemăm înapoi, pentru că lucrarea este în garanție, pe banii dumnealor, să facă toate aceste rectificări. Toate rectificările le face, pentru că nu are ce face constructorul, pentru că ne ținem de el, dar sub supravegherea noastră a echipei din primărie. Cine credeți că era acolo la 20:30? Domnul Ciobanu Adrian. De la ce ore credeți că era împreună constructor pe străzi? De la ora 7:30 dimineața. Deci, numai așa putem să mergem înainte. Dacă lucrăm zi de zi și poate lucrăm nu numai 12 ore pe zi, lucrăm și 16 sau cum a fost cazul acum că am avut aceste nenorociri cu inundațiile sau cu alunecările de teren, a trebuit să lucrăm chiar și 24 de ore din 24, când a trebuit să cărăm materiale întregi, munți întregi de materiale de pământ și de aluviune, să cărăm la locuri din zona respectivă. Sperăm că colegii noștri din Consiliul Local, cei 14 PSD, și cei 14 PNL și cei 5 PSD vor susține propunerea noastră și vom putea să facem echipă împreună, pentru că lucrul acesta pentru care suntem astăzi aici este datorită voinței locuitorilor orașului Comănești de a se realiza și de a se înfăptui lucruri care ne trebuiesc nouă înfăptuite pentru binele comunității noastre, pentru binele orașului nostru. Nu știm ce vremuri vor veni, nu știm ce timpuri vor veni, dar este necesar să lucrăm în echipă, să lucrăm împreună și să lucrăm pentru binele comuneștilor, pentru că de aceea am fost ales cu toții, pentru a lucra cu toții în această echipă. Sper că nu v-am influențat cu nimic și că votul îl veți exprima după libera dumneavoastră conștiință și alegere. Vă mulțumesc tare mult! Votul este secret, chiar dacă s-a făcut o singură propunere. Da? Deci pentru aceasta, domnule primar, trebuie să fie amenajată o încăpere, da? În care să poată participa fiecare consilier, se duce în acea încăpere, pasă undeva, dar trebuie să se desfășoare, așa cum am spus, votul este secret, da? Acolo trebuie să fie un pix. Urna, nu acum ce urna rămâne aici pe masă. Deci fiecare consilier. Unde? Ia să vedem mai întâi. De ce? De ce a rămas acest? Am înțeles.
Da. Deci, ce încăpere avem unde să se poată vota? Va trebui toți consilierii să vă ridicați și vă pune și o rugăminte, domnilor consilieri. Deci, votați individual, numai dumneavoastră deți fi acolo, votați, după aceea înfăturiți buletinul și îl depuneți în urnă. Da? Bine, urna rămâne aici. De asemenea, încă ceva, doamna președintă. Doi consilieri trebuie să facă parte din comisia de numărare a voturilor. Vă rog să propuneți două persoane. Nu neapărat. Deci poate fi din, pot fi din comisia de validare doi sau alți doi consilieri. Pe cine propuneți? Că trebuie. Bine, gata. Continuați acum, da? Puteți să depuneți, sigur că da. Să vedem, da? Da? Da. 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 Da.
secretarea la care este un pe domnul Ciobanu și înainte să-i spun că doar un singur coleg din tot Consiliul ăsta ține cu dânsul ca să nu muncească, are un singur prieten aici, restul îl văd la treabă dimineața până seara, e clar de treabă, deci nu există discuții. Înainte de a-l felicita și a-i transmite spor la muncă, de fapt de muncă e vorba la noi aici foarte non-stop, aș vrea să-l aplaudăm pe domnul Alboaie pentru toată activitatea care a desfășurat-o și pentru tot ce a fost în anul. Mulțumim frumos. Și domnul viceprimar, nou ales, cel mai tânăr viceprimar și cel mai tânăr dintre consilieri locali, va trebui să muncească. Eu le-am spus și domnul Ciobanu știe foarte bine, domnul Adrian Ciobanu, ce le spuneam eu în electorală. Dacă contracandidații mei ar merge cu noi o săptămână, și dacă iar arde pe rug, n-ar mai vrea să mai candideze. Să meargă o săptămână cu noi, de dimineață până seara, dimineață până seara. Exact ce facem noi o săptămână. A zice, domne, dar aici nu sunt la bataliul disciplinator. Noi nu muncim aici ca la nu știu ce. Deci asta e treaba. De asta rezultatele sunt care sunt, din care o zic că noi am făcut și dacă ne ajută Dumnezeu și suntem sănătoși, vom merge mai departe în același ritm și în aceeași direcție și vom face tot ceea ce am putut și ceea ce putem să facem pentru orașul nostru, pentru orașul Comănești. Pentru că eu personal vă spun un secret. Iubesc orașul Comănești și ceea ce fac pentru orașul nostru fac așa, cu atât atrag și cu atât, pun atât de mult suflet, ca și cum ar fi propria mea casă, propria mea familie, propria mea afacere, propria mea investiție. Deci orașul nostru și orașul Comănești este ceea ce ne dorim noi cu toții să avem. Atunci când coborăm de la bloc, pentru că întâmplător stau la bloc, atunci când cobor de la bloc, vreau să nu cobor în oraș, ci vreau să cobor în grădină. Deci orașul să fie ca o grădină. Și de aceea ne-a luptat atât de mult ca să avem orașul cât mai frumos, să facem cât mai multe lucruri bune și frumoase în oraș. Vă mulțumesc frumos și succes! Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre prin care se aprobă numărul și componența comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. În conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Ordonanța Guvernului României, numărul 35/2002, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al consiliilor locale, modificată și completată prin legea numărul 673/2002, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. Consiliul Local, al cărui mandat a expirat astăzi, a avut un număr de 4 comisii. Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice, 5 membri.
Comisia de studii, prognoze economice, sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget, finanțe, turism, servicii de cup și comerț, probleme de privatizare, 5 membri. Comisia pentru cultură și culte, învățământ, sănătate, tineret, sport și agrement, protecție socială, ocrotirea minorilor și a unor categorii de persoane cu probleme sociale, 5 membri. Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, evidența populației, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 5 membri. Vă consult dacă sunteți de acord cu numărul de 4 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Trecem la alegerea membrilor comisiilor pe domenii de activitate din care vor face parte numai consilieri. Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Orașului, Buget, Finanțe, Turism, Servicii și Comerț, Probleme de Privatizare. Deci, pe scurt, Comisia Economică, aș dori să fac următoarele propuneri. Albu, Liliana, Ghiurcă, Lazar și Adrian Ceoban. Completăm cu Dobrescu Mihail. Se completează din partea PSD cu Dobrescu Mihail. Supunem la vot. Cine este pentru aceste propuneri? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservare monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice. Deci Comisia de Urbanism, propunem pe Caloianu, Alboaie, Adrian Ciobanu și Darie Irina. Vă rog și de la completă cu Vașlovanu Ștefan. Se completează din partea PSD cu Vașlovanu Ștefan. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia pentru Cultură și Culte, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport și Agrement, Protecție Socială, Ocrotirea Minorilor și a unor categorii de persoane cu probleme sociale. Vă rog! Propunem pe Laic, Cosma, Adam, Anastasiu. O completare cu? Depășim. Spatul. Și noi avem doi. La mai este juridicul. Unde veți avea doi? Bine, Popa Florin la învățământ. Se completează cu domnul consilier Popa Florin la învățământ. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia pentru Administrație Publică, Probleme Juridice, Apărarea Ordinii Publice, Evidența Populației, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor. Vă rog. La juridic, Șopârtoc, Balaș, Șișca. Și ce? Budacă Vasile și Ardeleanu Tomița. Budacă Vasile și Ardeleanu Tomița de la PSD. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Prin votul dumneavoastră, liber exprimat, a fost adoptată și hotărârea de la punctul 7 de pe ordinea de zi. Comisiile de specialitate și aleg prin votul deschis al majorității consilierilor ce le compun câte un președinte și un secretar. Se propune președintele de ședință pe următoarele 3 luni. Propune... domnul consilier Darie. Se supune la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctele de la ordinea de zi, fiind depuizate, declară închise lucrările primei ședințe a Consiliului Local al orașului Comănești în această legislatură. Da. Și voi da cuvântul celor care doresc să ia cuvântul în această ședință. Și vă sugerez să dați cuvântul invitațiilor. Da, adică invitații. Cine și dorește? Invitațiilor din cealaltă sală. Dacă da. Dorește cineva dacă să ia cuvântul, sigur să da. Dacă dorește cineva. Vă rog.
Vă rugăm. Dragi comuneșteni, stimați invitați, sunt foarte bucuros și chiar am avut emoții în această zi, nu că nu eram siguri pe cei care am ales, ci pentru că avea o anumită încărcătură emoțională această festivitate de astăzi. Și sunt, chiar dacă a fost foarte clar și este foarte cald, și chiar dacă doamna întârziat, ne-am așteptat-o cu multă dragoste, pentru că știam că în această zi se pune începutul unui nou mandat și pentru consilier și pentru domnul nostru primar, Viorel Miron. Văzând că este domnul primar acum investit pentru a patra oară să fie încă 4 ani primarul nostru, mă gândeam să spun totuși că vorbesc din partea bisericii, fiind cel mai vârstă preot din orașul Comănești, ceva care să semene cu acest timp al domnului primar, să aducă în atenție și o pildă frumoasă din patericul nostru. Se spune în pateric că era un călugăr tânăr sau ceva de genul ăsta care ar fi venit în mănăstire și dorea să rămână acolo. Și pentru a-l pune la perioada de noviciat, la încercarea dacă este bun pentru această mănăstire, starețul i-a pus în vedere următorul lucru. Vrei să rămâi? Vreau să rămân. Uite, timp de 3 ani, poate 3 mandate, faci următorul lucru. Aici înfigem un băț uscat în acest nisip, iar tu vei căra apă în fiecare zi până o să rodească acest băț. Era rămas surprins și toți au rămas surprinși. Și bineînțeles că distanța de la apă până la acest băț în fipt era foarte mare. Dar el, în căldura toridă din pustia schetică, și-a pus ambiția, în dorința de a rezolva și a împlini ascultarea de stareț și a dovedit că poate nu este în zadar ceea ce a dat ca să facă, a cărat timp de 3 ani, poate 3 mandate, această apă. E bine că în început al 4-lea an se spune că acest băț uscat a înfrunzit și a dat roade. Erau primele roade ale unui smochin dulci, foarte plăcute. Și atunci Părintele Stareț a invitat pe toți și le-a spus: veniți să ne bucurăm și să servim roadele dulci ale ascultării. Eu văd în acest mandat al domnului primar al 4-lea un fel de răbdare atâtor ani de zile în care poate unii ne-am acomodat mai greu, să spunem, cu personalitatea și cu caracterul dinamic al domnului Viorel Miron, exact această răbdare a sa de a-și menține drumul serios, drept, corect și pentru a nu se face deci, într-un fel, dacă vreți, dezmințit în fața lumii că n-ar fi un primar bun. Nu vreau să-l laud. N-are nevoie de laude, ferească Sfântul. Mi-aduc aminte că la o slujbă foarte importantă, un părinte episcop, ce a terminat slujba, a spus așa: cum am vorbit, Părinte Sandu? Astăzi ați fost impecabil, preasfinția voastră. Nu că vreau să mă mândresc, dar vreau să mă controlez dacă, într-adevăr, sunt bun și eu de ceva. Deci am nevoie de când încă știu un cuvânt bun din partea voastră a preoților. De aceea, domnule primar, în acest prag de nou mandat, noi preoții din orașul Comănești, Părintele Protopop, care a stat și a avut un program care a trebuit să plece, n-a putut să mai rămână, dar și înaltul nostru episcop al Romanului și Bacăului, Părintele Înaltul Ioachim de la Roman, vă transmite din partea adânsului personal și a noastră, și a lui Prădopov, felicitări cu această investire dumneavoastră în acest nou mandat. Vă dorește să aveți roade foarte bogate și în acest mandat. Și să nu uitați că n-am să spuneați cât de greu într-o săptămână ca și primar. Se știe aceasta și se vede foarte clar cu ochiul liber. Dar rămâne mai să fim întotdeauna atenți și să observăm strădanile, efortul, ne-a stâmpăr un sensul bun a unui om care, într-adevăr, ne-a și demonstrat, repet, nu-l laud, n-am de ce. Să-l laud, dar nu pot ca să ascund ceea ce se vede cu ochiul liber, frate și dragi comuniști. Sigur că într-o democrație este normal să fie contra candidații, are și frumusețea sa aceste alegeri și după o discuție care a fost, bineînțeles, iată, avem din nou pe domnul Viorel Miron. Eu, sincer, mi-am pus de gând să rămân în acest oraș și am să mor în acest oraș și o să mă îngrop aici, în acest oraș, la cimitirul de la Biserica Sfântului Spiridon. Și bineînțeles că sunt foarte încântat că iată trăiesc într-un oraș curat, foarte frumos, bine organizat, într-o siguranță, fără dar și poate.
Și de aceea vă doresc, domn primar, să fiți în primul rând semnătoți. Că de putut știu că puteți face, aveți foarte clar proiectele puse în mintea dumneavoastră. Și mă bucur foarte mult pentru că lângă dumneavoastră, iată, în această zi, este un drag tânăr al meu din Comănești, Adrian Ciobanu. Cunosc foarte bine, este, aș putea spune, un diamant de băiat. Și l-am văzut cum alerga de atâtea ori, de atâtea ori în fiecare zi, până seara târziu, și îl suna și de multe ori săra cu telefonul la mașină și îmi răspundea la nu știu cât timp. Ca tare, Dumnezeu v-a rânduit să fiți și a patra oară, v-a ajutat, v-a binecuvântat. Noi ne rugăm să vă fie bine în acest al patrulea mandat, să rămâneți cu adevărat alături de nou vice, domnul Adrian Ciobanu și ceilalți consilieri, nu contează partidul lor, oameni care să știm că sunteți ca un fel de dic împotriva oricăror răutăți care s-ar putea abate ca orice lume și la noi în Comănești, cei care întotdeauna să avem siguranța că ne este bine. Acum vă felicităm pentru această alegere, pentru această investire și dăruim un buchet de flori, nu dumneavoastră, domnul primar, nu, rog frumos. Nu. Dăruim acest buchet vreo unei doamne care întotdeauna stă în spatele, să spunem apel, așa cum se spune într-o vorbă românească, a unui șef de armată, a unui chiar preot bun și în spatele unui primar foarte, foarte bun. Dăruim acest buchet de flori noi preoții, Părintele Francisc și noi preoții din acest oraș, Părintele Protopop și Părintele nostru Episcop, în căutare niște flori mai frumoase. Astăzi mi s-a părut nouă cele frumoase de la florăria din Comănești. Cu culoare mai aparte, parcă au ceva din, să spunem, florile liberale, în orice caz, chiar nu asta, dar flori frumoase. Îi doresc doamnei Milica și o salută, o îmbrățișare. Și urăm să susțină cum cea mai bine ca soție, pentru că nu am venit până a venit doamna Romana, dar vreau să ne urmăm cum s-a însurat el, cum a fost la rând, la căsătoria lui civilă de la Său. Nu o să fie comunia la ora 8 civilă cu cei de la Unești, dar a venit tocmai la ora 5, doamnă primarul, că erau tot așa niște inundații pe la apa Săului. Așa că, doamna Milica, aveți! Vă mulțumesc pentru răbdarea care mi-ați acordat-o și, bineînțeles, vă dorim tot binele din lume și să fiți fiecare oameni potrivit sau locul potrivit, oriunde vă desfășurați activitatea. Dumnezeu să fie cu noi în veci. Amin. Mulțumesc. Și altcineva se nu mai dorește nimeni dintre invitați sau dintre domnii consilieri? Dacă nu mai dorește nimeni, îmi permiteți ca să vă mai... Doamna Albu vrea să spună. Vreau să mulțumesc celor care ne-au acordat încredere, la cei care au fost deja. Și vreau să felicit pe noi consilieri. Vreau să vă spun că este o muncă grea, dar foarte plăcută. Iar noi, vechi consilieri, vă primim cu brațele deschise și vă asigurăm că o să vă simțiți bine în echipă să lucrați cu noi. Și vom face multe lucruri pentru oraș, pentru că avem un primar deosebit, gospodar, care iubește orașul. Vă felicit, domnul primar, felicit toți consilierii și vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în noi. Vă mulțumesc frumos și eu. Nu aș vrea să mai țin prea mult, e foarte târziu, s-a lungit foarte mult ședința aceasta. Dar pentru că părintele Maxim a vrut să aducă această mulțumire soției mele. Aș vrea ca să vă atrag, să vă spun câteva cuvinte în legătură cu una din problemele pe care par de nerealizat în orașul nostru. Este aceea problema câinilor comunitare. Am avut astăzi două ședințe de dimineață, două festivități de închidere, de finalizarea anului școlar și de față cu toți părinții de acolo am discutat și am rugat, le-am transmis să încerce fiecare cetățean din orașul nostru să rezolvăm acest flagel care se abate asupra întregii României, nu numai asupra Comăneștiului, acela că cetățenii sunt irresponsabili din cauza că în loc să țină câinii în curte și să îi îngrijească și dacă nu pot să țină mai mulți câini în curte și să îi îngrijească,
să meargă să-i sterilizeze. Noi, autoritatea locală Comănești, OAT Comănești, am adus în mai multe rânduri, cam de două ori pe an, echipe de medici din diverse țări, din Anglia, din America, din Irlanda, din Olanda, din Austria, am adus medici care efectuează aceste servicii de sterilizare, de vaccinare, de îngrijire a câinilor, gratuit. Gratuit înseamnă că vii cu câinele acolo și îl sterilizează. Cetățenii care au curți, care au câini în curțile lor, dacă nu sterilizează acești câini, se înmulțesc, fac pui de două ori pe an și fac odată 5, o medie de 5, 8, 10 primăvara și încă 5 toamna. Dacă nu au capacitatea de a crește acești câini, acești pui, de la un simplu cățel, de la o simplă femelă de care o are în curte, se trezește într-un an cu încă 10 și nu are capacitatea să-i întrețină, îi scoate în stradă. Și așa îi scoate casă cu casă, casă cu casă, casă cu casă, îi scoate în stradă și ne trezim că lumea nu mai poate circula, au copii mici, nu se pot duce copiii la școli, nu se pot duce copiii la grădiniță sau nu-i poate trimite la tomberol cu gunoiul din cauza că sunt acești câini care sunt scoși în stradă. Nevinovați, acești câini au fost, s-au născut și cineva i-a scos în stradă. De ce nu merge, când facem campaniile de sterilizare, de ce nu merge cu acești câini la sterilizare? Întrebare. Nu știu. Fac un apel, pentru că soția mea este iubitoare de animale, se ocupă de acest lucru, a adunat. Când am intrat eu primar și a zis, eu rezolv problema câinilor, așa a spus. Și uite, o să vezi că dăm numai un teren și eu garantez că voi rezolva această problemă. Într-adevăr, am pus la dispoziție terenul și prin eforturi, prin munci susținute, a adunat primii 102 de câini din oraș. N-a mai rămas niciunul, a fost curat tot. Peste o perioadă de o lună, două, trei, au apărut alții. I-a adunat din nou, încă 100, încă 50, încă 100, încă 50. A trecut de 1000 de câini acum. Este o muncă decisiv, o muncă fără niciun fel de speranță că se va putea termina această muncă și în timp ce muncește, se aruncă cu pietre non-stop, spunând că e o șmecherie a primarului cu soția, de aia ține câinii acolo la adăpost. E o mare șmecherie. Domnilor, vă invit pe toți cetățenii care cred că este vreo șmecherie, să adune toți câinii care sunt în oraș, că îndată se mai fac 1000. Și faceți șmecherii cu câinii, să dispară câinii din oraș. Numai faceți toate șmecherile din lume. Șmecheria este că muncește cineva de dimineață până seara pentru a întreține acești câini, că am putut să ajut soția doar punându-i la dispoziție un teren, doar încercând și reușind să aduc mâncare, fără să cheltuim bani cu mâncarea, pentru că prin niște contracte, prin niște colaborări cu diverse instituții, cu Agricola Internațional, cu supermarketurile care sunt în zona noastră sau în zona județului Bacău, reușim să le oferim de mâncare acestor câini, fără să ne coste bani. Asta e toată șmecheria, că le dăm mâncare gratis la câini și că muncește voluntar, fără să fie plătit nimeni și că soția mea se sacrifică la maxim fără ca să aibă vreun... Are satisfacția că îngrijește 1000 de câini, dar are supărarea că cetățenii care nu înțeleg aruncă cu pietre în soția mea spunând că vezi, Doamne, uite că e o șmecherie, că nu se face nimic cu câinii. Nu putem face nimic decât dacă comunitatea strâns unită în jurul nostru a autorității locale supervizează și verifică fiecare mașină care descarcă câini. După ce astăzi am vorbit la școli și am spus părinților și i-am rugat să încerce să ne sesizeze, să ne spună când văd că sunt descărcați câinii în Comănești. Deja mi-a dat cineva un număr de mașină ieri și la ce oră și ce mașină și cu tare. Deci gândiți-vă că lucrul acesta îl putem face doar împreună. Și nu în ultimul rând,
trebuie să, când atunci când vedeți un vecin de-a dumneavoastră, care are un câine, care are o femelă și cu o cățelușă, care naște pui an de an și vedeți că anul ăsta a făcut încă 10 pui și iar pe acolo e plin de căței în jurul casei. Anul viitor iar e plin de căței în jurul casei. Când vedeți că este campania de sterilizare, luați-l de guler și veniți cu el la primărie. Uite, domnule, ăsta are o cățea acolo și nu vrea ca să sterilizeze. Și uitați ce se întâmplă. Uitați unde ne aflăm. Copiii mei nu-i mai pot duce la școală. Nu mai pot să mai funcționăm din acest lucru, din acest motiv. Deci nu mai strânși uniți. Noi cu toții putem să rezolvăm acest lucru. Vreau să mulțumesc acum de față cu toată lumea de aici, soției mele, că s-a implicat și se implică, dar sper să vină și acea serenitate pe față când să poți să spui că într-adevăr s-a rezolvat problema. La un moment dat, cineva de la noi, de aici, din oraș, s-a apucat și a adunat semnături. Semnături, semnături, cine împotrivă să mai fie câini în oraș? Zic, domnule, dați-mi și mie tabelele, că și eu sunt împotrivă să fie câini în oraș, fraților. Dar s-a rezolvat ceva? Soția, da, a rezolvat, că a luat câinii și a dus la adăpost. A luat 100, a mai luat 100, au dispărut o perioadă. După aia iar au venit alții, iar a mai luat 100, iar două, iar a mai dispărut. Asta este o rezolvare. Dar nu este o rezolvare totală, pentru că nu poate singură o persoană, niciun primar singur nu poate să elimine acest flagel, să mai scoată lumea câinii pe stradă. Din păcate, în toată țara nu este o lege clară și nu este aplicată o lege. O lege clară este, se poate aplica foarte ușor, obligativitatea sterilizării câinilor, să fie un articol, obligativitatea. Toată lumea să fie obligată să sterilizeze câinii. Că e din oraș, că e maidanez, că este de la curte, că este de la unde o fi, dacă nu are certificat de pedigree, dacă nu are certificat de sănătate, carnet de sănătate, să fie obligat să sterilizeze. Și, doi, să fie gratuit sterilizarea făcută. Pentru că degeaba nu obligi pe om să sterilizeze dacă nu îi oferi acest lucru gratuit. Degeaba îi oferi gratuit să sterilizeze dacă nu îl obligi. Deci, da, domnule, e gratuit, dar eu și nu mă interesează lucrul ăsta. Și în felul acesta luptăm zi de zi, an de an, fără niciun fel de rezultat. Deci, solicit și o să, de acum, cu orice ocazie, o să solicit tuturor cetățenilor să se implice în acest fenomen pe care îl puteam face doar împreună. Și vreau să vă spun că în septembrie vor veni echipe de medici din Anglia care vor steriliza, dar ei nu pot să... Cei care sunteți iubitori de animale, puteți ca să ne ajutați să-i prindem pe cei dintre blocuri, pentru că sunt unii care îi hrănesc, le dau de mâncare. Aceia pot să pună mâna pe ei să ne aducă la sterilizat. Numai cu sprijinul dumneavoastră și numai prin acest, cu ajutorul dumneavoastră putem să facem acest lucru. S-a crezut că datorită faptului că orașul este plin de câini, că este adevărat lucrul ăsta, primarul nu o să mai ia consilieri. Tura asta, gata, primarul s-a ras. Ei, vedeți dumneavoastră că cetățenii orașului au putut să aibă suficientă înțelepciune să realizeze că acești câini nu i-a cărat primarul de pe nu știu de pe unde, nu i-am adus de la bloc, de la mine, la etajul 2, câini în oraș, ci că este un flagel pe care nu-l putem controla. Pot să dau și eu vina pe poliție. Dom'le, poliția nu-și face treaba, nu vrea să oprească mașinile cu câini. Toți cetățenii trebuie să se implice. Și părintele mi-a dat telefon într-o zi. Domn primar, în spate, la Misail, la fostul magazin Misail, mi-a zis cineva că a descărcat o dubă cu câini, într-o noapte. La ora 3 noapte. Și alții și alții, uitați, au descărcat mașina cu câini. Da, dar trebuie să-i luăm numărul mașinii, trebuie să sunăm imediat la poliție, la 112, să-l blocăm, să-l prindem, să nu mai permitem acest lucru. Și coroborat acest fapt, ca să nu mai permitem să mai vină cu alte camioane cu câini din alte localități, și să ne implicăm ca cetățeni să mergem să sterilizăm tot ce cunoaștem și unei cunoaștem că sunt câini. E plină Podina, Podeiu, e plină Lăloaia, e plin Șupanul, e plin Leorda, e plin Vermeștiul, e plin de câini. Toți trebuie sterilizați. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, nu vă mai gândiți că nu vom, că vom scăpa de câini pe stradă. Poate să fie cineva cu orice fel de invenție, că să-i luăm, să-i eutanasiem. Îmi povestea soția, ci când vine, uite, ăștia 1000 din adăpost, îi eutanasiam. Orașul era scăpat de căi? Nu era scăpat.
putem să-i eutanasiem noi câini non-stop, de dimineață până seara. Deci să oborâm. Deci noi care... Hai să găsim soluția. Soluția este sterilizarea, trebuie să ne implicăm, implicarea tuturor cetățenilor, implicarea școlilor, școlile. Îi rog pe domnii directori de școli să vină cu de elevi la adăpostul de căței, să vadă ce se întâmplă acolo. O veți găsi pe soția mea cu două găleți, una într-o mână stângă și una mână dreaptă, cărând mâncare la adăpost acolo la căței, sau dând apă, sau spălându-le tropuțele alea, sau măturând mizeria de pe jos. Este o muncă de Sisif. Vreau să vă spun că acel care aduna semnături, m-am supărat atât de tare cât i-am spus, domnule, dumneata adun semnături pentru câini, te rog frumos urcă în mașină la mine și mergi cu mine la adăpost. Și a mers și a rămas fără grai. Este vorba de niște consilieri de la noi de aici, din sala, acum se află aici, de la PSD. Deci, rugămintea mea, putem pune mână de la mână, umăr de la umăr, nici de cum să spunem, păi eu adun semnături și toată lumea e de acord și eu sunt de acord. Hai să adunăm semnături, acum să nu mai vină dealul de la domnul Alboaie, să nu mai vină peridori. Păi, domne, uite ce inițiativă bună are domnul primar, adună semnături acum, se implică la maxim. Ce face? Adună semnături să nu mai vină dealul pe casă. Da, și, păi, mai departe, nu știu, mai departe nu mai știu. Am adus expert de la București, pe domnul profesor Ciortan, care a venit la fața locului, a văzut despre ce e vorba, a venit cu o echipă de vreo 5-6 specialiști acolo, vor urma să ne prezinte un raport al situației și un rezultat, dar și soluții de rezolvare. A venit un expert din Olanda pe alunecări de terenuri, care la fel dorește să se implice și să vadă, să găsim soluții de rezolvare. Aceasta ne dorim noi cu toții. Deci de acum cred că nu o să fie discurs de-al meu sau speech să nu prezint această problemă care se rezolvă foarte ușor. Foarte ușor. Dacă noi avem în cartier 5.000 de căini și sterilizăm în două luni de zile, nu mai avem niciunul care... Nu mai ies căini în stradă, pentru că nu se mai mulțesc. Nu mai ies alți 5 pui și alți 10 și câte încă 100 de partea și 100 de partea și prin orașul de câini. Unii prin orașul de câini. Sunt aduși cumva de la bloc, la etajul 4 și scoți în stradă? Nu. Sunt aduși de la case. Cei care au case și au câini, nu și sterilizează, stau cu mâinile încrucișate, zice să vină primarul să facă ceva. Primarul nu poate să facă nimic. Primarul poate să dea dispoziție, putem să dăm hotărâri, să le dăm amenzi, să le dăm să le punem taxe pentru cei care au câini și nu sterilizează. Da, da, nu vrei să sterilizezi câinii, dar foarte bine, plătești 200 de lei pe an pentru câini. Dar de ce? Pentru că nu-i sterilizează, două lei, dar eu sterilizează. Păi sterilizează, tată. Mergi și fă-i operațiunea, ca să aduc medic gratis. Dacă ar fi să dai 200 de lei pentru un câine la sterilizat, ai zice că nu se poate. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc consilierilor care nu au fost în echipa mea și acum nu mai sunt, pentru că s-au mai făcut și anumite retrageri din cadrul Consiliului Local care l-am avut. Au fost consilieri care au fost în echipele noastre și nu mai sunt. Vreau să mulțumesc salariaților primăriei care au fost permanent alături de mine și vreau să vă spun că se muncește la Primăria Comănești mai mult decât vă închipuiți. Se muncește mai mult decât vă închipuiți. Să nu creadă nimeni că toate aceste proiecte s-au făcut așa bătând în palme și așa și-au făcut o poezie într-o noapte, au scris 20 de pagini de strofe și de fraze și de știu ce a dat lui prin cap și gata proiectul. S-a muncit până la epuizare. Atât pot să vă spun. S-a muncit până la epuizare. Și pentru că este și tatăl meu aici, vreau să-i mulțumesc și dânsului că a fost permanent alături de mine și m-a sprijinit așa cum a putut, măcar dacă nu, s-a rugat pentru mine de acolo, de unde locuiește, împreună cu mama mea și m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut eu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul primar, dacă mai este cineva, dacă mai dorește cineva. Dacă nu, ofer cuvântul, copii. Dacă nu, ofer cuvântul reprezentantului instituției Prefectului Județului Bacău, doamna Manea. Vă mulțumesc! Iată că
Am finalizat ședința de astăzi și vreau să vă spun că eu mă declar extrem de mulțumită cum au decurs lucrările. Am văzut că la Comănești există un consiliu local nou, ales, format din oameni de nădejde, doamne, domnișoare, consilieri foarte tineri, consilieri la o anumită vârstă, cu o multă experiență, și pentru aceasta eu vreau să vă felicit. Deci, felicit noul consiliu local ales și vă doresc să aveți un mandat plin de realizări pentru oamenii care v-au ales, adică cetățenii orașului Comănești. Domnule primar, sunt convinsă că domnii consilieri vor fi aproape de dumneavoastră mereu. Și sunt convinsă că au uitat de campania electorală, au uitat de micile discuții și acum vor fi aici, în echipa dumneavoastră, ca să vă duceți mandatul încredințat de către locuitorii orașului Comănești la îndeplinire, să vă îndepliniți obiectivele pe care le-ați propus. Cu siguranță aveți multe obiective, ați avut și veți avea. Cunoaștem la nivelul instituției prefectului județul Bacău ce activitate s-a desfășurat aici. Și vă mărturisesc că a fost o foarte bună colaborare, în sensul că s-au respectat regulile de ambele părți, adică de administrația locală a orașului Comănești, formată din primarul dumneavoastră, din echipa de consilieri care a fost și care este, văd, în mare parte, din câte îmi spune domnul primar, aceeași, din viceprimarul orașului, pe care îl felicit în numele domnului prefect și al meu, și vă dorim sănătate și să acordați sprijin în continuare noi echipe. Sigur că aveți aici un tânăr viceprimar ales. Eu mi-am pus întrebarea, n-am pus-o, dar trebuie să o pun. Are vârsta legală? Sper că nu. Deci domnul președinte al biroului de circunscripție cu siguranță a verificat, dar este foarte tânăr. Însă am auzit lucruri deosebite, că este un tânăr vrednic, cum ar spune părintele, vrednic. Adică, cu toate că este foarte tânăr, a înțeles ce responsabilitate i-a pasă pe umeri. Să nu vă fie teamă. Ce trebuie să faceți e să continuați. Adică să fiți de bună credință, să solicitați sprijinul domnului primar și al domnilor consilieri și aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești. Ce pot să vă spun acum despre aparatul de specialitate al orașului Comănești? Pot să vă spun tot ceva frumos, că acești oameni, deși au salarii mici și chiar foarte mici, își fac datoria zi de zi și cred eu cu un număr mai puțin decât ar fi pe organigramă, pentru că acești oameni respectă cetățenii orașului, pentru că vă respectă pe dumneavoastră, Consiliul Local, pentru că respectă primarul ales de către oamenii din oraș. Și de aceea, ce să vă spun, vă doresc să fiți o echipă unită. Nu va reuși domnul primar singur.
nu va reuși singur să ducă la îndeplinire obiectivele. Numai cu echipă unită, dornică să-și ducă aportul la realizarea obiectivelor, numai așa veți reuși. Și cu siguranță veți reuși. Vă doresc mult succes, domnule primar, în noul mandat și să se audă numai lucruri bune de la Comănești, adică multe realizări și înțelegere între toate formațiunile. V-ați supărat puțin în problema cu câinii. Am văzut, v-ați supărat. Am înțeles că doamna face voluntariat. Este extraordinar. Da, să știți că problema câinilor, și nu vă spun eu o noutate, este în toată România, da? În toată România este. Este la Bacău, este la București și așa mai departe. Dar tot noi românii trebuie să găsim niște soluții. Cine credeți că ar trebui să le găsească primii? Poftiți? DSV Bacău. Da, dar DSV Bacău, știți, trebuie să aibă un act normativ. Da. Și principalul are rolul, dar noi ca români, deci prin parlamentarii noștri, trebuie să facem legi care să bune, care să poată fi aplicate. Și după aceea, iată că se va rezolva până atunci. Se va rezolva în viitor și această problemă. Și să fim ascultați. Și să fim ascultați. Domnul primar a spus de-atâtea ori niște soluții. Noi oamenii din Comănești am spus niște soluții. Nimeni nu ne ascultă. Iar noi, eu ca cetățean, nu pot să opresc mașina și desfac noi porbagajul să văd ce ai tu acolo. Nu pot. Că nu am dreptul, nu am legea, nu am funcția. Deci trebuie să existe actul normativ care să... Și să fie un act normativ care să aibă un text precis, clar, ca să vă dea dumneavoastră posibilitatea să hotărâți ce soluții adoptați. Dumneavoastră, ca și Consiliul Local, primarului, am înțeles. Eu, cu siguranță, să știți că eu m-am întristat când am auzit că l-am văzut pe dumnealui că s-a întristat. Probabil au fost foarte multe lucruri, nu tocmai plăcute vis-a-vis de această temă. Și pe doamna, soția domnului primar, iar și-am văzut-o tristă. Doamna Miron, vă rog să primiți de la noi mulțumirile și aprecierile și felicitările și vă dorim să fiți mereu alături de domnul primar, ca dumnealui să poată să facă ce are de făcut, să-și ducă la îndeplinire atribuțiile. Vă mulțumim mult și vă dorim putere. Și eu sunt convinsă că o să reușiți acolo. Felicitări! Doamnelor și domnilor, felicitări încă o dată și vă doresc mult succes. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și vă mulțumesc că m-ați iertat că am întârziat astăzi. Sau rămâne de văzut, rămâne de văzut. Poftiți? Puteți dumneavoastră greși sau întârziat, că putem ierta noi. Asta e o vorbă de la un părinte, nu știu ce zic. Nu puteți dumneavoastră greși sau întârzia, că putem ierta noi de la Comănești. Trebuie să spunem că doamna Manea este la a treia ședință pe ziua de astăzi, de acest tip. Este la a treia pe care o chem acum, drept pentru care vă invităm pe toți din această seară, din această sală, să mergem să servim un pahar de apă, un pahar de suc sau chiar să gustăm ceva de mâncare. Acum cam pare rău că s-a întârziat cam mult, că o să mănânci cam mult și nu știu dacă mi-ajunge mâncare. Dar vedem noi ce facem. Veniți cu toți în sala din camera alăturată să servim câte un pahar de suc și câte un pahar de apă și o cafea.